Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au pus în executare în această dimineață 15 mandate de percheziție domiciliară la sediile sociale ale unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane în municipiul București și în județele Prahova, Dâmbovița, Ilfov și Hunedoara, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile. Totodată vor fi puse în aplicare și 9 mandate de aducere. Din cercetări a reieșit că în perioada 2018-2022 persoanele bănuite ar fi înregistrate în contabilitatea agenților economici administrați achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament neadecvat cu scopul de a influența negativ obligațiile fiscale datorate bugetului de stat. Prejudiciul preliminar în cauză este de peste 10 milioane de lei, au transmis reprezentanții poliției. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea beneficiind de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și Inspectoratelor de Poliție Județene Dâmbovița, Ilfov și Hunedoara.